Hai, vino, faci. Astăzi am organizat un alt de eveniment într-o altă locație. Ocazie cu care se împlinesc 174 de ani de la bătălia din Dealul Spirii. Practic dorim să marcăm astăzi prima parte din Ziua Pompierilor din România. Prima parte pentru că și pe data de 13, atunci când noi sărbătorim această zi, organizăm Ziua Porții Deschise la noi la detașamentul de pompieri roman. Astăzi, aici, cu sprijinul unei societăți comerciale din municipiul Roman, organizăm o parte de prezentare a tehnicii de intervenție, un alt punct de prezentare a unor măsuri de prim ajutor, cât și totodată și câteva proceduri specifice nouă prin linia noastră de situație de urgență. Un alt punct amenajat aici constă în prezentarea unor, să spunem, măsuri preventive prin distribuirea de pliante și discuții libere cu participanții aici la această activitate. Așa cum se poate vedea, numărul de participanți este destul de ridicat, este destul de mare, ceea ce ne bucură foarte mult. Sigur, ne dorim să venim în continuare într-un număr foarte mare, pentru că noi ne dorim să transmitem mesajele noastre atât pe linie informativă, în ceea ce privește prevenirea producerii unor situații de urgență, cât și modul de comportare, dar totodată să aibă un contact, să spunem așa, cu meseria și cu viața de pompier.